În România se poate vorbi despre astfel de campanii de dezinformare. Sunt campanii susținute. Nu numai la nivelul României, la nivelul Uniunii Europene, la nivelul Occidentului. România, păi, și România e parte a acestor campanii, dar există și campanii punctuale în ceea ce privește România și care puteți e da vizat. Exemple? Păi, de exemplu, am avut în 2008, după războiul ruso-georgian, o campanie care s-a referit la cultivarea faptului că Georgia a atacat Rusia, că a ucis separatiștii și că Rusia a venit ca eliberator și că statele noastre. Alea trebuie. În zilele noastre. Și o vedeți în interviurile lui Maghinov. În Ucraina a avut loc o lovitură de stat la Kiev. Rușii din estul Ucrainei s-au simțit amenințați și s-au răsculat că vor autonomie și s-au răsculat împotriva guvernului. Deci acolo n-au venit trupe, n-au venit, nu e armament rus, nu e instigare război hibrid rus, în ciuda tuturor argumentelor, faptelor, rapoartelor, în schimb e o parte a Ucrainei care se bată cu altă parte a Ucrainei. Acest tip de narrativ, de poveste, este inoculată ca și adevăr alternativ. Dar vedeți, în media românească, vedeți, se face simțită o întoarcere. Păi dacă în ultimele două luni de vară am văzut 3 interviuri ale ambasadorului care susține acest lucru. Am văzut și ajung imediat la instrumentele, că m-ați întrebat de ele, dar vreau să termin și aspectele de această factură. Dacă vreți, de instrumente. Da. Instrumentarul e multiplu și vă spuneam că există deja declarații de insight. Există ceea ce se cheamă troli. E grupuri de oameni care sunt plătite ca să joace, în special pe site-urile cu mare vizibilitate, în special pe zona media, să joace anumite tipuri de idei. De obicei, în grup, au ieșit troli. Ultimul a câștigat săptămâna trecută procesul împotriva statului rus, o doamnă. Și care spun, în trei, unul merge pe ideea aia, altul merge pe ideea alta, altul concluzionează în așa fel încât toată această dezbatere scurtă în finalul unui articol să te ducă spre ideea pe care vor să o cultive. Și simțiți e și în media românească. E plin. Uitați-vă la celebrii postaci care au existat în perioada mai ales electorală și făceau bătălia politică internă, brusc s-au transformat și o spun în calitate de editorial. Eu scriu editoriale la evenimentul zilei, în fiecare zi. Orice editorial care se referă la terțe teme e prizat mai mult sau mai puțin în zona de comentarii, că vizualizările scam pe acolo. În schimb, când vorbești despre Rusia sau despre războiul din Ucraina sau faci referiri, sigur ai 20 de postări în care se bat unul cu celălalt, se acuză și e clar cum arată structura de troli. Și cum arată într-un instrument media, așa arată, uitați-vă pe toate instrumentele mass media. Nu vorbim de opinii legitime ale unor oameni normali care vin și își spun opiniile. Vorbim despre opinii dirijate, despre oameni plătiți ca să gestioneze și să dirigeze opiniile. Asta este o componentă care... Există și o altă componentă și am identificat-o. De exemplu, crearea unor grupuri de sprijin ciudate. Și despre acestea am scris. De exemplu, pentru pace și neutralitatea României. Un grup legitim, lupta pentru pace, dar care spune hai să ieșim din NATO, hai să renunțăm la armată și hai să... Un alt grup care vine și afirmă, eu nu vreau să lupt cu Rusia. Toți cei care au între 18 și 35 de ani vor fi înrolați, puși în linia întâi să lupte cu Rusia și ne măcelesc Rusii. Cei care nu doriți să intrați în această categorie, veniți la data și se întâlnesc și creează grupul fizic de data asta, nu virtual. Veniți să luptăm și să... Ce înseamnă asta? Păi, odată ce ai creat un grup care afectează capacitatea statului de a recruta în timp, de a avea voluntari pentru armată, automat aceea este un instrument al războiului informațional, că mi-ați cerut să vă dau un alt element al războiului informațional, este cel de alterare a voinței. Hai că poate ar fi bine să facem deal-urile cu Rusia și am trăit mai bine acum când toți îl blochează, uitați-vă la unguri. Hai să facem și noi un deal, luăm niște gaz mai ieftin, profităm, crește economia, crește bunăstarea și nici nu suntem în ceartă cu Rusia. Ce contează că în Europa? E un tip de adresare care îți afectează fundamental deciziile strategice ale statului român, care afectează voința sau susținerea
pentru politicile, vorbim de politici naționale și strategice, nu vorbim de politica unui partid sau altuia, că acolo discuția este liberă și orice cetățean român poate. Și în aceste cazuri, un cetățean român genuin poate să creadă lucrul acesta, e liber să o creadă. În momentul în care acest tip de idei sunt inoculate pe bani, dirijat, structurat, atingând zonele, în primul rând, care sunt deschise spre a merge în această direcție, pentru că așa se construiește. Ce face realitatea alternativă? Obligă, pe de o parte, pe cineva, obligă, obține susținerea unui anumit grup de oameni care sunt, au un apetit sau sunt mai apropiați de a urma această idee, pe de altă parte, introduce dubii în cei care au cunoștință cu realitatea și care eventual pot să intre în dubii în legătură cu o politică. Ei, poate adevărul e la mijloc. Bun, adevărul este la mijloc dacă asculți ambele părți, însă între victimă și călău nu există adevăr care merge la călău. Adică și aici sunt utilizate din nou. Iată, asta e un sofism. Adevărul e la mijloc între. Ei, nu ori fi având dreptate NATO, UE și americanii, ori fi având dreptate și rușii. Adevărul e undeva la mijloc. Da, dar până una alta, Rusia a anexat teritorii opuse, Rusia a declanșat pentru prima oară după al doilea război mondial agresiune militară împotriva unui stat vecin, a ocupat în Georgia două regiuni, le-a declarat independente, le-a militarizat și mai lipsește doar referendumul formal și integrarea în Federația Rusă ca subiect ale Federației, a făcut lucrul ăsta cu Crimea, deja e parte a Federației Ruse, menține instabilitatea și amenință pacea, în special în această zonă a Estului Europei. Suma acestor elemente sunt elemente care afectează fundamental și ele, într-adevăr, fac parte din războiul informațional. Nu mai e vorba de primele două zone, care sunt una legitimă și de apărat, alta legală și legitimă. Puteți identifica în România, să identificați clar cu nume, instituții sau persoane sau... Eu nu intră în atribuțiile mele. Sau... Am fost într-o poziție publică în care am avut aceste informații. Nu intră în spațiu în care eu aș putea să dau aceste lucruri, dar puteți să vă adresați instituțiilor care se ocupă cu aceste elemente. Vedeți, o asociere, vedeți exemple... o asociere a Rusiei sau a unor interese ruse cu diverse mișcări underground, naționaliste, oareșcum radicale în diverse puncte de vedere, care sunt active pe spațiul românesc? Există date foarte clare privind finanțarea de către Federația Rusă a mișcărilor radicale de dreapta, naționaliste, xenofobe. Din România, la nivelul din România. La nivelul României nu am eu aceste date, pentru că nu sunt în postura date publice pe care să vi le pot da. Vă pot însă ridica semne de întrebare. Haideți să vedem care a fost momentul în care un instrument al Federației Ruse a devenit cel mai relevant în România. Toată lumea se reporta la ea. 2012. Vocea Rusiei era punctul de referință. Hai să ne uităm în 2012. Atât de important încât, după ce a avut loc referendumul, chiar și președintele României a simțit nevoia să dea un interviu la Vocea Rusiei. Pentru că acolo era bătălia reală. Hai să ne uităm. Ați auzit de Vocea Rusiei înainte de 2012? Eu n-am văzut vreo citare și cred că este la o chestie marginală. Ați văzut ceva despre Vocea Rusiei după 2012? Mai există astăzi referința? Cu tot Sputnicul, instrumentarul asumat de statul rus pentru a face război informațional. Motiv pentru care, de altfel, NATO, Statele Unite și-au construit propriile instrumente pentru a contracara. Uniunea Europeană își construiește propriile instrumente pentru a contracara acest război informațional. Vreți să vă dau elemente? Uitați, în Republica Moldova. În Republica Moldova, lupta pentru Uniunea Eurasiatică, deci împotriva Uniunii Europene, s-a dus. Uniunea Europeană vrea să ne facă pe toți gay și să aruncăm biserica pe geam și așa s-a făcut campania. Iată formule. Astăzi, dacă intri în Republica Moldova, Uniunea Eurasiatică e aproape absentă din dezbaterea publică. Nu spun că la nivel global deja Uniunea Eurasiatică este o himeră care este pierdută. Nu mai există în prim plan. Dar ea așa a fost cultivată și au venit perioade electorale în care s-a încercat valorificarea unui asemenea tip de instrumentar public de război informațional.
la nivel politic, spuneați că nu există reacții la diversele demersuri ale Rusiei. Există reacții decente. Am spus că nu există declarații și poziționări clare afirmate public de către instituțiile statului român în raport cu Federația Rusă. Deci nu mai am... Care este poziția României în față de Federația Rusă? Ați auzit vreo declarație în ultimele 7 luni? O să avem acum reuniunea diplomației și probabil discursul președintelui cu această ocazie ne va lămuri sau poate vom vedea acolo niște elemente. Pericolul din Est este un eufemism. Din nou, nu înseamnă că... deci este o formulă ca să te acoperi că ai acea amenințare trecută acolo. Nu e trecută Rusia pentru că suntem diplomați, nu-i așa? Da, dar absența, și aici jucăm în termeni simbolici, pe zona de imagine și de percepție se lucrează cu simbolism. Dacă cineva vine și promovează și spune Rusia sau vine cu steagul Rusiei în spate, iar cineva refuză și spune pericolul de la Est ca eufemism, contrapunerea este faptul că îți înaintează și îți validează ideile celuilalt. Doar unul vorbește pe piață, nu și celălalt. Nu și contraopinia este pe piață. Ce înseamnă mai concret faptul că a fost menționat acest pericol în strategia națională? Înțelegerea se schimbă ceva în comportamentul, se va schimba ceva în comportamentul. Dacă s-ar menționa în mod direct, ar presupune cum este războiul informațional, care se află. Ar însemna că CSAT-ul ar trebui să desemneze o instituție responsabilă de coordonarea, de integrarea acestei amenințări, războiul informațional și contracararea ei. Când am avut atacuri cibernetice, există o instituție responsabilă. Pe zona de terorism există o instituție responsabilă. Toate care au atribuții contribuie, dar ele sunt sub o coordonare a unui comitet care e în responsabilitatea unei anumite instituții pentru a avea un răspuns coordonat. Mă aștept, ca urmare a strategiei, urmează să se publice și un ghid de interpretare, mă aștept ca instituțiile responsabile, pe de o parte, să-și evalueze atribuțiile și responsabilitățile pe această direcție, dacă n-au făcut-o deja, pe de altă parte, CSAT-ul să vină și să propună, că o știm public sau nu, deși în mod normal ăsta e un element public, o instituție care să rămână responsabilă de contracararea războiului informațional. Așa cum, de exemplu, pe dimensiune militară avem amenințarea hibridă care intră în atribuțiile Ministerului Apărării Naționale.